ești sexy și vrei bani mulți, te așteaptă o carieră în domeniul XXX. Băi, nene, băi! Băi! Toată lumea vrea matematică! Hai, știm că sunteți acasă! Când are de gând javra de tactu să-mi dea înapoi aia 50.000 de lei? Ia-i, Angelina! Format poster. Am desprins-o din hol de la Cinema Cultural. Auzi, Angie? Știi că mie mi-ar place foarte mult să fac film. Tu care ai adoptat copii din Etiopia, din Cambodgia, din toate țările astea care sunt mult mai frumoase și mai bogate decât a noastră, nu vrei să mă adopți și pe mine? Dumnezeu mi-a făcut un mare bine că nu m-a făcut să am succes în teatru și film din prima, ci m-a trimis în jurnalism. M-a învățat să mă documentez, m-a învățat să ascult povești și să creez povești. Și în clipa aia încep să înveți adevărul vieții la un alt nivel. Dacă mama ar fi aici, m-ar săruta și pe mine de ziua mea de naștere și mi-ar spune la mulți ani. Nu-i mare lucru, nu? Și de ce sunt eu de vină, nemernicule, că tu bei sau porți scârbos și nu-mi dai bani nici de covrigi? Și de ce trebuie să fie corpul meu sursa ta de bani pentru alte persoane și mai scârboase? Eu nu cred că spun lucruri care nu s-au mai spus. În fond, povestea asta este destul de cunoscută de orice om care a văzut vreodată un documentar despre traficul de carne vie. Un espresso lung sau un espresso scurt? Nu așa de repede, nebunaticule. Întâi te duci la tata și negociați. Modul în care am legat povestea este puțin diferit pentru că am intrat în foarte multe amănunte foarte specifice. Basta cu mocul, dreptana, basta! Vrei pasaporte? Te duci în camera 53 și rezolvi cu signore de la tine din cameră. Facem totul pentru bani, signore. Orice... pedofilie, zoofilie, scatofilie, necrofilie, gerontofilie, urofilie, chiar și politică. Îmi asum ideea că orice fac poate fi un eșec. Și poate, de fapt, secretul fericirii în viață e să-ți asumi riscuri și să nu oferi neapărat ce se așteaptă oamenii, ci să lași pur și simplu lucrurile să se întâmple. Iar tu nu sunteți altceva decât carne. Bucăți de carne, hălci de carne, ci o scârtă de carne. Ăsta este cel mai valoros lucru din lume. Mi-e ușor să imit accente și mi-e ușor să imit ticuri. Dar probabil de asta m-am și făcut actriță, că mi-e ușor să fac asta. Hai, lași motul! Și zi mersi că-s eu băiat bun și diplomat ca tortul. Și bleati, doare mă faua? Stai așa că m-o școlit pe mine una Svietlana și trebuie făcut. Pui nițică sare pe dânsa și abia atunci o șepea te dure bine. Dar tu nu bagi de seamă și mai pui o lecuță și tot așa până te-o ierta de tot. Apoi, o înțiep cu un ac, tragi dintr-un sau un fier ușor și aia a fost. Păi da mă zi înainte, dar Svietlana asta e știrbă de tot. Dar nici n-o doare. Pe Lorena o știu doar din mediul online, o am pe Facebook și îi citesc blogul ocazional și citesc și articolele scrise de Ana Tabu. Și știind că e o piesă de autor jucată chiar de ea, am fost curioasă să o cunoști prin perspectiva asta. Mi s-a părut foarte energic așa și, nu știu, cred că tot ce a vrut ea să spună prin subiectul ăsta cotidian, cum a zis și Adriana, cred că l-a repus foarte bine pe scenă. A fost o piesă foarte intensă oricum și chestia asta am apreciat-o, a fost mai mult decât mă așteptam din punctul ăsta de vedere și faptul că ea a reușit să susțină de una singură o piesă care, în cadrul căreia timpul a trecut foarte repede și cred că pentru toată lumea, este mai mult decât admirabil din punctul meu de vedere. Da, a fost
tulburător. Și cred că am spus tot despre spectacol și despre ea și despre felul în care s-a desfășurat pe scenă. Bine, este o actriță bună și asta știam fără să o fi văzut până acum, dar și subiectul a fost, cum să spun așa, rupt din cotidianul, din păcate, al zilelor noastre și puteți să tăiați lacrimile. Paradoxul e următorul. După ce am dat această premieră, au tot venit oameni din teatru să vadă și mi s-au propus 4 texte diferite de One Woman Show. Eu le-am refuzat pe toate pentru că vreau ca următoarele mele proiecte să fie cu regizor și cu alți actori. Nu vreau să încremenesc în nicio formă fixă. După ce am publicat romanul erotic Dona Juana, toată lumea a zis ok, și acum o să scrii romane erotice. Nu, frate! Ăla a fost un roman erotic. Mi-am încercat mâna în această direcție, dar nu vreau să încremenesc, nu vreau să înlemnesc într-o chestie. Vreau tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și asta înseamnă continuă schimbare.